mi se pare că se poate digera cât mai ușor, decât mult mai ușor decât celelalte. Probabil și muzica este tot așa, dar filmul reflectă emoțiile și simt sentimentele omenești foarte, foarte demonstrative, care nu trebuie ca să citiți foarte multe cărți sau aveți studiile universitare chiar și pentru a înțelege situația acestor romi și acestor țări unde petrec aceste istorii. Adică mi se pare că filmul este cel mai potrivit mijloc pentru a da înțelege lumea noastră în Europa Centrală, în aceste țări, care este foarte, foarte aproape de lumea care se trăiește și în Republica Moldova. În alocuțiunea mea am vorbit despre această interesantă situație a noastră. Noi suntem intersecția Europei, intersecția istoriei.